Nu pot să nu reafirm acest adevăr care a fost cuprins în refrenul acestei cântări. Cine se încrede în Domnul are viață mai frumoasă. De altfel, e cea mai frumoasă viață. Viața trăită cu Hristos, viața motivată de încrederea în Hristos și tocmai de aceea, astăzi, de aici, de la învonul Bisericii Porta Cerului, vă îndemnăm pe toți încredeți-vă în Domnul din toată inima voastră Amin. și nu vă bizuiți pe înțelepciunea voastră. Recunoașteți-l în toate căile voastre și el vă va netezi cărările. Amin. Am să încep în această seară prin a vă spune un mare adevăr. Peste o sută de ani, niciunul dintre noi nu va mai călca pământul. V-ați gândit la asta? Vă spun asta ca să vă aduc aminte că suntem atât de trecători. Zilele trecute am citit o știre. Uh, un nume foarte mult vehiculat în știri astăzi. Salutăm Musafir din Australia împreună cu noi. Domnul să-i binecuvânteze. Am citit o știre zilele trecute potrivit cărea președintele Putin, constatând că se duc ani și în dreptul lui, a angajat cercetători serioși ca să găsească soluții de prelungire a vieții. Am citit știrea aceea și am zâmbit. Știți de ce am zâmbit? Pentru că viața, oricum, trece. Dragii mei, ceea ce ar trebui să căutăm noi, fiecare dintre noi, este nu neapărat ca să trăim o viață lungă, dar să căutăm neapărat. Să trăim o viață care contează în veșnicie. Și de aceea ne adunăm în Casa Domnului, de aceea citim Scriptura, de aceea ne îndemnăm unii pe alții, ca să înțelegem că ceea ce e important cu adevărat este să trăim o viață care contează veșnic. Observați dumneavoastră cum e viața pentru cei mai mulți oameni? Ciudată e se scoală și merg grăbiți la lucru. Și vin de la lucru și mănâncă cina. Și după aceea iau în mână telecomanda sau mouse-ul de la calculator, petrec două, trei ceasuri pe acolo, se culcă și mâine o iau de la capăt. Nu e ciudat? Nu e monoton? Sunt unii care zic, a, frate Nelu, mai luăm și câte o vacanță. Sau mai avem niște hobby-uri care să dea culoare vieții noastre. Dragii mei, vreau să vă aduc aminte că o astfel de viață, în monotonia ei, nu este altceva decât o risipire a vieții. Și eu stau înaintea dumneavoastră, în numele Domnului, în această seară, ca să vă spun că noi putem să câștigăm viața aceasta. Fiecare dintre noi, dragii mei, trăim. Un timp, așa cum ne este dat de cel prea înalt. Și timpul pe care îl avem de trăit, ciudat, nu-l putem nici adăuga, nu-l putem nici scădea, ne este dat de cel prea înalt. Pentru că vorbesc despre timp. Frați și surori, prieteni dragi, înțelegeți și dumneavoastră împreună cu mine cât de ușor putem să pierdem timpul? Are Marin Sorescu o poezie care începe așa: Mie, onorată instanță, mi-a fost omorât timpul. Și am zis, domne, atâtora dintre noi le este omorât timpul, le este furat timpul și cei mai mulți dintre noi nu vegem asupra faptului că timpul este o resursă foarte limitată pentru fiecare om. Și nu putem... Să facem cu timpul, nici să-l economisim. Ați auzit de economie de timp? Se poate face economie de timp. Curge, interesant, curge minut după minut, curge ceas după ceas, curge zi după zi, curge lună după lună, curge an după an, timpul se duce, nu-l putem economisi. Însă ceea ce putem să facem cu timpul nostru este să-l investim cu înțelepciune. Nu toți avem spirit antreprenorial, oamenii de afaceri îl au, dar toți suntem chemați să fim buni administratori ai timpului care ne-a fost dăruit de Dumnezeu. Frații mei și surorile mele, viața noastră, lungă sau scurtă, își împlinește menirea numai în măsura în care o investim în împărăția lui Dumnezeu. Cine investește viața lui în împărăția lui Dumnezeu nu va pierde, ci va avea de câștigat. Ne pierdem vremea, ascultați-mă, o spun cu pasiune, ne pierdem vremea atâta timp cât zicem nu avem timp de rugăciune. Ne pierdem vremea atâta timp cât zicem nu avem timp să medităm la Cuvântul lui Dumnezeu. <coughs> ne risipim timpul atâta timp, atâta vreme cât zicem nu avem timp să mergem la biserică și să ne închinăm. Suntem pierduți noi și timpul nostru când nu facem prioritate din Dumnezeu în viața noastră. Ne risipim vremea dacă nu ne găsim plăcerea în trăirea evlavioasă, ci ne găsim plăcerea în lucrurile lumești și păcătoase. Ne risipim vremea atunci când nu ne implicăm în niciun fel de lucrare a lui Dumnezeu. Am cunoscut niște tineri care și-au propus în fiecare zi, să facă ceva pentru Dumnezeu mărturisindu-L pe el și lucrau și la un moment dat ocupați fiind seara târziu s-au trezit și au zis au n-am făcut nimic pentru Domnul astăzi nu l-am mărturisit pe Domnul și seara târziu aproape de miezul nopții au zis mergem la gara locuiau împreună au zis mergem la gara acolo e plin de oameni și spunem acolo la câțiva oameni despre Domnul Isus Hristos. Asta este un timp câștigat. Să avem interes în a-L sluji pe Domnul, în a face ceva pentru Domnul. Domnul Isus Hristos a trăit o viață lungă sau scurtă pe pământ. Ce ziceți? 33 de ani și jumătate. Vă mai întreb o dată, scurtă sau lungă? Scurtă. Trei ani și jumătate din viața lui ne sunt prezentați în Scriptură. Dar mă uit pe paginile Evangheliei și zic, Doamne, cu câtă înțelepciune ai trăit fiecare ceas. Textul care a fost citit în această seară ne prezintă doar o secvență din timpul Domnului Isus, ca să ne arate nouă tuturor cum trebuie să folosim timpul. Vă aduc aminte că Domnul plecase din Iudeia, a trecut dincolo de Iordan, pentru că era amenințat, vrăjmașii căutau să-l omoare cu pietre. Și știți ce a făcut acolo unde s-a dus Domnul? Haideți să ne uităm în Ioan, capitolul 10, de la versetul 40, versetul 41 și 42. Uitați-vă ce făcea Domnul Isus Hristos dincolo de Iordan, unde s-a dus. Știți ce făcea? Isus s-a dus iarăși dincolo de Iordan, în locul unde botezase Ioan la început și a rămas acolo. Mulți veneau la el și ziceau. Ioan n-a făcut niciun semn, dar tot ce a spus Ioan despre omul acesta era adevărat. Și mulți au crezut în el în locul acela. Știți ce a făcut? Le-a deschis calea oamenilor spre credință, spre mântuire. Așa și-a folosit Domnul timpul. Și uitați-vă în pasajul care a fost citit în această seară din Scriptură îl vedem pe Domnul chemat de cei pe care îi iubea. Chemat de Marta, chemat de Maria, chemat de Lazar, ca să meargă și să vindece pe Lazar care era bolnav, trăgea să moară. Și interesant, Scriptura zice că Domnul nu s-a grăbit. Oare cum e asta? Domnul nu s-a grăbit, ci a mai stat două zile în locul acela unde oamenii credeau în El. De ce nu s-a grăbit? Am vorbit cu vreo două săptămâni în urmă despre asta. De ce nu s-a grăbit Domnul? Pentru că voia o mai mare slavă să pună înaintea celor iubiți de El. Dragii mei, în această seară am vrea să răspundem la întrebarea aceasta. Cum ne folosim timpul? Sau, ca să fie mai provocator de aici, de la învonul bisericii, eu zic titlul acestui mesaj sub forma unei întrebări care ți este adresată direct. Cum îți folosești timpul? Folosirea înțeleaptă a timpului ne obligă să facem ceea ce facem în lumina veșniciei. Predați pe deplin Domnului și voiei sale, așa se folosește timpul, așa se trăiește viața. Voi începe prin a vă spune că Dumnezeu ne-a dat fiecăruia dintre noi un timp pe care să-l folosim în vederea veșniciei. Dacă cineva s-a frământat cu întrebarea aceasta filozofică, care este rostul vieții? Răspunsul este cât se poate de simplu, în baza celor scrise în Scriptură. Rostul vieții este să o trăim ca în ea să ne pregătim veșnicia. Simplu. Nu e nimic complicat, oamenii complică, filozofiile complică lucrurile. Rostul vieții și al timpului pe care l-am căpătat de la Dumnezeu nu este altul decât aici să ne pregătim pentru veșnicie. Uitați-vă ce spunea Domnul Isus. Atunci când a fost provocat să meargă în Iudeea, să-i facă un bine lui Lazar, fiți atenți ce a zis el în versetul 9. Iisus a răspuns, nu sunt 12 ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se potignește, pentru că vede lumina lumii acesteia. Și versetul 10. Dar dacă umblă noaptea, se potignește pentru că nu are lumina în el. Cu alte cuvinte, știți ce ne spune Domnul? Să facem Ceea ce trebuie făcut, câtă vreme putem să facem ceea ce trebuie făcut. Câtă vreme este ziua, poți să faci ceea ce ai de făcut. Câtă vreme ai viață, poți să faci ceea ce trebuie făcut. Tocmai de aceea, dragii mei, în această seară, cuvântul pe care îl rostesc de la amvonul Bisericii este o pledorie pentru prețuirea timpului pe care ni l-a dăruit Dumnezeu și pentru folosirea Lui cu multă înțelepciune. Aș vrea să subliniem câteva lucruri importante. Din perspectiva Lui Dumnezeu, viața noastră are un început clar și are un sfârșit clar. E interesant că nu e la toți la fel de lungă viața. Există un timp bine definit pe care Dumnezeu îl dă fiecărui om. Și timpul acesta nu poate fi nici prelungit și nu poate fi nici scurtat. Chiar dacă unii zic de scurtat, poate fi scurtat. Atâta la hotărât Dumnezeu, cât i-a trecut prin capul lui, că vrea să-și scurteze viața. Atâta a rânduit Dumnezeu. Pentru că Scriptura spune foarte clar, Psalmul 139 cu versetul 16, când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau, și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost una, vreuna din ele. Toate erau scrise în cartea lui Dumnezeu. Dragii mei, ucenicii, când l-au auzit pe Domnul zicând Hai să mergem în Iudeea, ei credeau că Domnul, de fapt, se ducea la moarte în Iudeea. Pentru că de acolo a plecat ca să scape de pietrele celor ce voiau să-l ucidă. Însă vreau să știți că Domnul știa foarte bine acest adevăr pe care aș vrea să-l învățăm și noi. Există un ceas al nașterii, citiți Eclesiastul 3. Există un ceas, o vreme a nașterii și este... un un ceas, o vreme a morții. Toate sunt rânduite de cel preanalt. Dragii mei, ucenicii se uitau la Domnul care voia să se întoarcă în Iudeia și au zis, vai de mine, dar căutau iudeii să te omoare, ce se va întâmpla cu tine dacă te duci înapoi acolo? Și Domnul știa foarte bine, ascultați la un moment dat în capitolul 12 cu versetul 27 din Ioan, el zice, acum sufletul meu este tulburat, și ce voi zice, Tată, izbăveste-mă din ceasul acesta. Dar, tocmai pentru ceasul acesta am venit până la ceasul acesta. Tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Toate lucrurile în viața noastră sunt bine văzute de Dumnezeu. Și vreau să subliniez acest adevăr încă o dată și încă o dată. Din perspectiva lui Dumnezeu, fiecare avem un timp care ne este dat să-l trăim. Și cel ce ne-a dat timpul e foarte atent cum îl trăim. Din perspectiva noastră, trebuie să fim foarte sensibili și foarte atenți ce facem cu timpul pe care ne l-a dat Dumnezeu. Nu putem să-l trăim oricum. De ce credeți că Domnul Isus nu se duce când este chemat de Marta să se ducă la Lazar? Și se duce doar după două zile. Am spus data trecută pentru că Domnul voia să se vadă gloria lui Dumnezeu mai mare și slava lui Dumnezeu mai mare. Dar, pe de altă parte, Domnul știa că de abia peste două zile trebuie să ajungă acolo, de abia peste două zile se va apropia de locul acela unde îi se pregătea ceasul în care trebuia să plătească pentru mântuirea noastră. Frați și surori, prieteni dragi, trebuie să ne încredem în Dumnezeu, că toate cele pe care le-a rânduit El pentru noi, pentru toate lucrurile noi, trebuie să ne încredem în Dumnezeu și să fim foarte atenți și sensibili la voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Și mai zic ceva, timpul pe care ni l-a rânduit Dumnezeu viața pe care ne-a rânduit-o este suficientă pentru a împlini ceea ce vrea El să facem pentru împărăția Lui Dumnezeu. Dumnezeu ne dă destul timp fiecăruia, chiar dacă vom zice, Doamne, numai 33 de ani și jumătate ai dat Domnului Isus, a fost suficient ca Domnul să pregătească o mântuire așa de mare pentru noi ajung și 33 de ani și jumătate ca să împlinești scopurile lui Dumnezeu. Și o viață scurtă și o viață lungă, dacă o trăiești pentru Dumnezeu, ți-a împlinit menirea. Uitați-vă la Domnul, cât era de ocupat câteodată. Știți că Scriptura ne spune că uneori Domnul n-avea timp nici să mănânce, pentru că era înconjurat de mulțimi. Uitați-vă în Marcu 3 cu 20, știți ce spune acolo cuvântul lui Dumnezeu? Zice așa, au venit în casă, și s-au adunat din nou și s-a adunat din nou norodul, așa că nu puteau nici măcar să prânzească. Atâta erau de ocupați în mijlocul mulțimilor. Dar știți ce făcea Domnul? Câteodată Domnul lăsa mulțimile cu toate nevoile lor acolo unde erau și se ducea în munte să se roage. Nu e ciudat? Asta îmi spune mie ceva că Domnul nu și-a trăit viața sub presiunea nevoilor de moment, ci și-a trăit viața în așa fel încât se poate să aducă slavă lui Dumnezeu. Știți că în Marcul la capitolul 1 cu versetele 35, 36, 37, uitați-vă ce ne spune aici cuvântul Scripturii. Zice așa, a doua zi dimineața, pe când era încă întuneric, de tot Iisus s-a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Simon și ceilalți care erau cu el s-au dus să-l caute, și când l-au găsit, i-au zis: Toți te caută. Uite că Domnul i-a lăsat pe toți aceia care îl căutau și s-a dus în munte să se roage, pentru că Domnul a înțeles prioritățile și ce are de făcut în viața aceasta pe pământ. Așa îmi place să văd că Domnul la sfârșitul vieții sale pe pământ se roagă Tatălui la sfârșitul vieții, în Ioan 17 cu versetul 4, știți ce îi spune Domnul Iisus Tatălui? Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Nu e un lucru extraordinar? La 33 de ani și jumătate să zici, te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai încredințat-o să o fac. Frații și surori, prieteni dragi, ca să facem voia Domnului trebuie să folosim timpul cu înțelepciune în lumina veșniciei. Ascultați-mă, este o vreme în care putem lucra. Este un timp bine definit pe care îl trăim aici pe pământul acesta. De asemenea, trebuie să avem un echilibru între protecția suverană a Domnului și grija noastră față de viața aceasta. De asemenea, trebuie să avem un echilibru între folosirea cu înțelepciunea timpului și recunoașterea limitărilor noastre. Spun asta, știți de ce? Citeam despre cineva care a vrut să trăiască cu înțelepciune timpul și a zis, îmi las familia, eu mă duc, eu mă retrag și a lăsat soția bolnavă cu inima într-o condiție foarte gravă și el s-a dus și Mărturisea pe Domnul multe ceasuri, 18 ore pe zi, vorbea despre Domnul. Le pretindea și celorlalți să facă la fel, dar nu și-a recunoscut limitările. Dumnezeu ne cheamă să trăim pentru veșnicie și, în același timp, să ne recunoaștem limitările noastre. Dragii mei, voi spune din nou, Dumnezeu ne-a dat fiecăruia dintre noi un timp. Pe care să-l folosim în vederea veșniciei, pentru veșnicie. Doamne, ajută-ne! Însă, ca să folosim timpul acesta cu înțelepciune, trebuie să luăm totdeauna decizii înțelepte. Nu poți să folosești cu înțelepciune dacă iei decizii aiurea. Trebuie să decizi cu privire la viața ta, bazat pe călăuzirea lui Dumnezeu, să iei decizii care, să poată să te conducă spre împlinirea scopului vieții tale pe acest pământ. Și tocmai de aceea, trăirea noastră, voi spune, depinde nespus de mult de deciziile pe care le luăm în fiecare zi. Pentru Domnul Isus, prioritatea lui, știți care a fost? Să aducă glorie lui Dumnezeu, să aducă slavă lui Dumnezeu. Acesta a fost interesul primordial al Domnului Isus. De aceea el n-au luat decizii cu ușurință. Atenție! Haideți să vedem, uitându-ne în cuvântul acesta, cum nu a luat Domnul Isus decizii în viață. Cum nu a luat decizii? În primul rând, Domnul nu a luat decizii sub presiunea prietenilor sau a celor din jurul lui. Marta și Maria a zis, vino! Doamne, vino de grabă! Lazar, cel pe care tu-l iubești, este pe moarte. Domnul nu s-a dus în dată. A mai stat două zile acolo. Ca să învățăm noi că deciziile adevărate nu se iau sub presiunea solicitării unuia sau altuia. De altfel, uitați-vă la Domnul Isus. Era la, la nunta din Cana. Prima minune pe care a făcut-o Domnul. A venit mama lui la el și a zis, nu mai au vin. Fă ceva. Știți care a fost răspunsul Domnului? Femeie, nu mi-a venit încă ceasul. Nu e vremea. Poate ni se pare ciudat, însă deciziile importante ale vieții nu se iau sub presiunea că a zis cu tare, a zis cu tare, a zis cu tare, a zis cu tare. Atunci facem greșeli în viață. Când luăm decizii sub presiunea celor din jurul nostru, ca așa vrea cu tare, că așa vrea cu tare. Nu, dragii mei, adevăratele decizii nu se iau sub presiunea celor din jur. Domnul Iisus iubea pe Marta, iubea pe Maria, iubea pe Lazar și totuși n-a luat decizia sub presiunea lor. Pentru că deasupra Martei, a Mariei și a lui Lazar, el avea pe unul de care ținea cont, acela era tatăl din ceruri. La un moment dat, dacă ne uităm în Ioan la capitolul 7, frații lui Isus au început să insiste la Domnul și să-i zică, du-te la Ierusalim, du-te acolo, la praznic, ca să vadă oamenii ce faci tu. Și Domnul a zis, în termeni cât se poate de simpli, vremea mea n-a sosit încă. Nu se iau deciziile sub presiunea celor din jur. Domnul Isus Hristos a stat și a zis așa, mai rămân două zile aici, pentru că interesul meu este să se vadă slava lui Dumnezeu mai mare. Una este slava lui Dumnezeu într-o vindecare și alta este slava lui Dumnezeu într-o înviere din morți după patru zile. Nu-i așa? Și scopul Domnului Isus, când a luat decizii, n-a fost să răspundă presiunii celor din jur, ci scopul lui a fost să aducă glorie multă lui Dumnezeu. De asemenea, Domnul nu a luat decizii sub imperiul emoțiilor sau a sentimentelor. N-a luat decizii bazate pe emoțiile sau pe sentimentele momentului. Imaginați-vă când Domnul a auzit prietenul tău, Lazar. Lazar pe care îl iubești este pe moarte. Vă dați seama ce a simțit, ce emoții l-au încercat, ca și pe fiecare dintre noi, când au auzit astfel de vești. De altfel, la mormântul lui Lazar, Scriptura zice că Iisus plângea. Dar Domnul n-a luat decizii sub imperiul emoțiilor. Pentru că oamenii fac cele mai mari greșeli când, sub imperiul emoțiilor de moment, iau decizii cruciale pentru viața lor. Și asta poate să fie absolut fatal. Dragii mei, emoțiile vin și trec. Însă, adevăratele decizii ale vieții nu se iau sub impulsul emoțiilor. Știți, dumneavoastră. Că datorită unor emoții, unor sentimente de mânie, unii au ajuns ucigași, pentru că mânați de impulsul mâniei au luat ceva și au dat în capul celui pe care s-au mâniat. Deciziile nu se iau sub imperiul emoțiilor sau sentimentelor. Domnul n-a făcut așa. Tocmai de aceea eu vă chem să învățăm să ne trăim viața cu înțelepciune. De asemenea, Domnul n-a luat decizii nici sub presiunea amenințărilor venite din partea vrăjmașilor lui. Pentru că vrăjmașii lui ar fi zis nu o să-l prindem noi în Iudeea. Că dacă vine în Iudeea, îl așteptăm iarăși cu pietre. Și totuși, peste două zile, domnul s-a dus înapoi în Iudeea. Pentru că adevăratele decizii nu se iau nici sub presiunea amenințărilor venite din partea vrăjmașilor. Însă cum a luat Domnul Iisus decizii? Cum a luat Domnul hotărâri? Uitați-vă Ioan 11 cu 4. Mi-e drag versetul acesta și îl mai citim o dată astăzi. Dar Iisus când a auzit vestea aceasta a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Vedeți cum a luat Domnul Isus decizii? Considerând lucrurile care aduc slavă lui Dumnezeu. De aceea, în fața marilor decizii ale vieții, puneți întrebarea, Doamne, ceea ce vreau eu să hotărăsc, aduce sau nu aduce slavă numelui Tău? Pentru că dacă nu aduce slavă numelui Lui Dumnezeu, ci doar rezolvă niște probleme ale momentului, pierzi pentru vecii vecilor. Domnul Isus a luat decizii luând în considerare slava lui Dumnezeu. De asemenea, a luat decizii luând în considerare prezența lui Dumnezeu și scopurile lui Dumnezeu. Zicea, Isus a răspuns, nu sunt 12 ceasuri în zi, dacă umblă cineva ziua, nu se potignește, pentru că vede lumina lumii acesteia. Frați și surori, când zic lumina lumii, vă gândiți la unul care avea numele acesta și a zis despre sine așa, eu sunt lumina lumii, Iisus Hristos. Cine umblă în lumina aceasta, va lua decizii având în vedere prezența lui Dumnezeu. Umblăm în lumină, El este lumina lumii, umblăm în lumină și vom lua decizii ținând cont de prezența lui Dumnezeu, de scopurile pe care El le are cu viața noastră. Și apoi Domnul Iisus Hristos ia decizii, având în vedere nevoia oamenilor de a-L vedea pe Dumnezeu. Vedeți? Ucenicii Lui erau credincioși. Dar știți ce a vrut Domnul? A vrut ca văzând învierea din morța lui Lazar, credința lor să crească. Marta și Maria erau credincioase, dar Domnul a vrut ca a lor credință de asemenea să crească. Și a mai vrut Domnul ceva. Acolo unde era Lazar, în Betania, au venit o grămadă de curioși, o grămadă de oameni care s-au adunat și Domnul a zis să capete și ei credința văzând învierea din morți. Știți cum a hotărât Domnul și ce decizie a luat? Cu scopul de a ajuta pe alții să crească în credință și să se întoarcă la Dumnezeu. O, dacă am luat decizii în felul acesta, ce înțelepți am fi fiecare dintre noi. Deciziile noastre, dragii mei, să aibă în vedere slava lui Dumnezeu, deciziile noastre să aibă în vedere prezența lui Dumnezeu și scopurile lui Dumnezeu și deciziile noastre să aibă în vedere mărturisirea lui Hristos pentru creșterea credinței altora. Frați și surori, ca să folosim timpul cu înțelepciune, trebuie să-l folosim în întregime ca să facem voia lui Dumnezeu. Adică toată viața noastră să o trăim pentru împlinirea voiei lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu e un lucru mare. Pentru orice trăitor pe acest pământ. Cine trăiește în voia lui Dumnezeu, omul acela va vedea raiul și va trăi în rai. Cine ignoră voia lui Dumnezeu, nu va avea șanse să se bucure de raiul lui Dumnezeu. Uitați-vă la Domnul Isus Hristos, cum a folosit cu înțelepciune timpul limitat pe care l-a avut la dispoziție. Scopul Domnului Isus era să facă voia Tatălui și să împlinească lucrarea lui Dumnezeu. Stătea de vorbă Domnul altădată cu femeia samariteană, în Ioan, capitolul 4, și au venit ucenicii, l-au găsit vorbind cu o femeie și s-au mirat. Domnul stătea și vorbea cu femeia samariteană. Și Domnul Iisus, știți ce le-a zis în Ioan 4, cu 34? Mâncarea mea este să fac voi acelui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea Lui. Pentru asta e important să trăim, asta trebuie să fie prioritatea noastră. Mâncarea mea este să fac voia acelui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea Lui. Așa de mult contează să înțelegem asta și în această seară la asta vreau să vă chem. Să înțelegem că rostul vieții pe pământ este nu altul decât să facem lucrarea lui Dumnezeu, să facem voia lui Dumnezeu, să împlinim voia lui Dumnezeu. Însă, ca să facem aceasta, trebuie să fim pe deplin predați Domnului. Vreau să vă aduc aminte că voia lui Dumnezeu are întotdeauna scopuri veșnice. N-aș vrea să credeți că voia lui Dumnezeu noi atâta o căutăm, dar știți pentru ce o căutăm. Pentru cum să ne fie bine peste un ceas, cum să ne fie bine peste o zi, peste un an, peste două, pentru asta căutăm voia lui Dumnezeu. Însă voia lui Dumnezeu are întotdeauna scopuri veșnice. De aceea, aici, pe pământ, mai trebuie să fim zdrobiți, cum predicam data trecută. Câteodată, chiar dacă suntem iubiți de Domnul, suntem zdrobiți, pentru că El, Domnul, are scopuri veșnice cu noi și ne pregătește pentru patria Lui cerească. Dragii mei, ca să trăiești cu înțelepciune timpul care ți-a fost dat, trebuie să faci voia lui Dumnezeu. Și dacă ne-am uitat în scriptură, am vedea că voia lui Dumnezeu nu este alta pentru noi. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, zice la un moment dat cuvântul. Voia lui Dumnezeu este să ne întoarcem cu fața către cel prea înalt. voia lui Dumnezeu este să ne predăm viața în mâna Lui și să zicem, Doamne Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu mă lăsa să trăiesc pentru lucruri care trec, ajută-mă, Doamne, să trăiesc pentru cele care rămân în vecii vecilor. Așa de ușor ne înșală diavolul. Așa de ușor ne face diavolul să ne uităm la lucrurile trecătoare și să facem din ele prioritate în viața noastră. Dar vai cum ne vom înșela, în zadar gonești năluca fericirii, în zadar apuci cu pumni amândoi, vei plăti din nou tribut de zamăgirii, întorcându-te zadarnic chiar cu pumni goi. Însă, întoarce-te la Domnul. Când te întorci la Domnul și zici, Doamne, viața mea, lungă sau scurtă, vreau să trăiesc pentru tine, de vei face așa. Ai făcut tot ceea ce trebuie să facă un om. Care e rostul vieții? Să trăiești împlinind voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu este mântuirea noastră. Însă Dumnezeu nu ne va mântui fără ca noi să răspundem chemării sale. Tocmai de aceea, în această seară, aș vrea să vă aduc aminte tuturor voia lui Dumnezeu este să lăsăm lucrurile lumii acesteia pe plan secundar, pe planul 2, pe planul 3 și pe planul numărul 1 al vieții noastre să fie împlinirea voiei lui Dumnezeu. Asta vrea Domnul de la noi. Dragul meu, te rog să iei în considerare cum îți trăiești viața, ce faci cu timpul care ți-a fost dat. Pentru că așa de repede se duce timpul acesta, ca mâine nu mai suntem pe pământ. Ca mâine putem să plecăm. N-au zis dumneavoastră atâtea vești dramatice. Oameni care pleacă de pe pământul acesta în mod absolut neașteptat. Tu de ce crezi că ar mai trebui să trăiești nu știu câți ani ai în mintea ta? Când poți să auzi chemarea lui Dumnezeu care zice s-a terminat, poate chiar în noaptea asta. Poate chiar în noaptea aceasta Dumnezeu va zice e programat sfârșitul vieții tale. Poate mâine, poate poi mâine. De aceea cred că este o urgență pentru fiecare dintre noi să luăm decizii care contează și să zicem, Doamne, ceea ce contează cu adevărat este să facem voia lui Dumnezeu și vrem să o facem cu tot din adinsul. De aceea în seara aceasta un închei mesajul chemându-te și zicând, dragul meu, de nu ți-ai pus viața ta în mâna Domnului, pune-o chiar în seara aceasta, nu mâine, nu poi mâine, nu duminica viitoare, Puneți viața în mâna Domnului chiar în această seară, pentru că seara aceasta ți-a fost dată de Domnul pentru mântuirea ta. Nu știu cât îți va mai da Dumnezeu timp, cât timp vei mai avea la dispoziție, dar timpul pe care îl ai, stai înaintea Domnului și zi, Doamne, vreau să-L trăiesc pentru Tine, căutând să împlinesc voia Ta. Ați auzit anunțurile? În săptămânile următoare vom avea un botez la Biserica Poarta Cerului. Cândva, prin luna octombrie, nu crezi că botezul acela este programat și pentru tine? Nu crezi că Dumnezeu te cheamă să fii împlinitor al dorinței Lui cu privire la viața ta? El nu ți-a dat viața ca să o risipești în lucrurile lumii acesteia. Nu ți-a dat viața ca să o trăiești în mod monoton, să te scoli dimineața, să mergi la serviciu, să vii de la serviciu, să mănânci, să te culci și să te uiți la televizor. Nu de aia ți-a dat Dumnezeu viața. Dumnezeu ți-a dat viața ca în viața aceasta să poți să faci lucruri care contează veșnic. Dacă n-ai luat o hotărâre de felul acesta să zici, Doamne Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, viața mea pe care am primit-o de la Tine, ți-o dăruiesc Ție, Doamne, și vreau să o trăiesc pentru Tine. De n-ai făcut asta, grăbește-te să faci astăzi. Și la sfârșitul serviciului, apropiete de fratele Eusebiu, de fratele păstor Eusebiu Stănilă, și spune, și eu vreau să fiu unul dintre aceia care vreau să trăiesc pentru Dumnezeu și să-mi predau viața Domnului și să fiu botezat.